Astăzi am fost contactat de către fratele Iuri cum că ar trebui să livrez o mașină furată de el către un client, deci ne așteaptă o zi extrem de grea, dar până atunci hai să privim partea bună a lucrurilor. Cu ce mașină mă duc eu până la Iuri? A, la Bala Portomov. Da, hai să luăm Lamborghini. Nu se pune problema, avem un Lambo garaj, nu poate să stea aici degeaba, nu? Uitați-vă, mamă, stai că face un fum aici în garaj. Bun, ieșim noi frumos pe stradă, de fapt, înainte de asta hai să punem și noi GPS-ul către Iuri. Care este mai exact aici unde e mașina asta roșie. Deci credeți-mă că o să mă aștepte o zi extrem de grea, dar momentan să ne bucurăm și noi de plimbarea cu Lambo. Mai am foarte puțin și ajung la fratele Iuri și sunt tare curios ce se poate întâmpla. În primul rând, ce mașină îmi dă? Mamă, am crezut că e o mașină faină acolo. Ce mașină îmi va da? Ce mașină o fi furat? Vă dați seama că eu plimbându-mă printr-un oraș atât de aglomerat cu o mașină furată. Uite bă, ăștia credeam că se tractează. Probabil că o să se cam uite lumea la mine, inclusiv poliția. Și unde să mă parchez? Și eu mă parchez aici, nu cred că deranjez pe nimeni momentan, nu? Până la urmă, eu lucrez pentru fratele Iuri aici, mă gândesc că e depozitul lui, nu? Bun, hai să vedem, vă care deja niște angajați pe aici, dar eu am altă treabă. Bun, hai să-l căutăm pe fratele Iuri, ok. Ah, bun, mersi băieți. Aparent mașina e aici. Hopa! Deci trebuie să livrăm un Zentorno, mă. Mamă, și momentan nu știm unde. Momentan numai după ce ne urcăm în mașină o să ne arate și GPS-ul. Bineînțeles că în mașină e GPS-ul, nu? L-a reglat direct Iuri. Nu, hai să ne urcăm în mașină. Problema e că eu n-am arme la mine. Stai să vă și arăt. Da, nu mai contează. N-am. A, uite, am câteva arme. Hopa, aparent am câteva arme, dar nu știu ce să zic. Hopa, stai că avem GPS-ul. Mamă, dar până unde trebuie să mergem? Și pe off-road. Știți care e problema? Că poate în orice secundă să mă depisteze. Serios că deja am wanted? Ce, mă? Ok, nu știu ce să zic, că n-aș prefera să trag în polițiști. Ideea e că eu trebuie să livrez mașina asta în stare cât de cât intactă, vă dați seama. Scopul meu este asta să nu bubui. Mamă, și de preferat ar fi bineînțeles să nu mă lovesc pe cât de mult posibil. Dacă nu reușesc să livrez mașina asta, nu știu dacă mai îndă Iuri vreo șansă, sincer. Am înțeles, s-a oprit asta. Mamă, vezi că nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Bă, dar direct FBI-ul pe mine cum am plecat de la Iuri. Mă, ăsta mi-a întins o capcană cumva. Cum ar fi să fie de fapt o capcană? Că prea repede a venit poliția. Eu înțeleg că un Zentorno, dar nici n-am apucat să trec. Hai, mă, odată. Nici n-am apucat să... Am înțeles, l-am atins un pic pe ăsta. Să plec de la Iuri și direct poliția după mine. Mamă. Până acum s-o ok. Acum chiar nu mai e vina mea că trage poliția după mine, sincer. Bine că mă bagă prin cartierele astea. Vezi că e foarte bine. Momentan nu avem pană la nicio roată, asta e și mai bine. Vă dați seama că nu vreau să omor polițiști, că știți și voi cum e cu Michael, abia ce a ieșit și el. Adică nu a fost în pușcărie, dar a avut super multe probleme, deci cred că mai bine nu momentan, sincer. Acum doar o mașină furată, nu cred că e chiar așa mare schemă, nici măcar nu-i furată de mine. Eu practic sunt doar un șofer, vai de capul meu, angajat, nu? M-a angajat fratele Iuri să... Aoleu, ok, asta nu a fost bine deloc. Da, vă dați seama că probabil clientul nu o să fie... Mamă, nu o să fie extrem de fericit când o să vadă mașina în starea asta. Uite-l, bă, pe ăla! Nu mă vede cu camionul! Da, ok. Nu, mi-a făcut și pană. Bă, mi-a făcut pană exact înainte de speed bump. Eu nu pot să cred așa. Nu de speed bump, de țepi. Ok, nu mai am o roată în momentul ăsta. Deloc, mamă! Da, am înțeles. Nu știu dacă ajung. Gândiți-vă că eu încă n-am ieșit din oraș. Și am demers o grămadă, numai până... Aolo, nu mai zic nimic. Opa. Stai un pic. Nu. Mamă, mă blocam. Schimbare de traseu. Am înțeles. Reconfigurare traseu. Mamă, dar nu mai pot să merg pe nicăieri. Ok, știți ce? Am alt plan. În momentul ăsta mașina e spartă în 7. Avem aici lângă noi un shop din ăsta unde ne poate repara mașina. Mă duc și repar mașina. Și cred că îi schimb și culoarea, că sincer nu prea-mi place, dar vă dați seama că eu nu pot să merg cu pană până acolo. Mamă, nu cred. Nu cred, cine și de unde? Ok, nu cred că mai ajung până la shop. Deci eu nu pot să cred că nici nu am ieșit din oraș. Mamă, ce mașină faină. Nici nu am ieșit din oraș și mi-au dat foc. Deja nu prea mai merge mașina. Nu am ajuns, nu pot să cred. Aparent Iuri îmi mai oferă încă o șansă. Am venit din nou aici cu taxiul, că mașina mi-a rămas aici, bineînțeles. Mamă, are 3 angajați acum. Și chiar nu știu ce tactică să mai aplic de data asta. Bun. Nu, lucrez eu pentru voi, pentru Iuri. Scuze, băieții. Opa, măcar avem un Zentorno mai frumos de data asta.
Deci nu vă dați seama că Yuri se ocupă cu furăciunea mașinilor Zentorno? Ok, de data asta, tot acolo, a, pe același client, că nu și-o primi mașina. Aparent mai avem una, mai avem o șansă cel puțin. Ok, de data asta nu o să mai dau greș. Cred că o să încep să folosesc și o armă, că nu știu ce să zic sincer. Eu încerc pe cât posibil să nu lovesc mașina deloc, dar chiar nu știu. Bă, dar știi ce? Mamă, nu, știi ce? Nu-mi place culoarea la mașina asta, mă duc să-i schimb culoarea până una alta, dacă ajungem... Nu cred! Mi-a făcut deja pană! Deja am luat copacul în brațe! Ok, știi ce? După ce îmi schimb culoarea mașinii, cred că o să folosesc și o forță letală. Pentru că nu prea-mi place ce se întâmplă. Am înțeles. Bun, cred că o să încep de pe acum. Mamă, dar am doar un pistol amărât, trebuie să mă duc să fac rost de niște arme urgent. Aia, de fapt, n-am ce face decât să rămân cu pistolul. Uită-te, uită-te numai la ei, mă. Bă, dar zici că am făcut ceva ilegal, doar am furat o mașină și merg cu ea cu viteză foarte mare prin oraș și chestii de astea, nimic e și din comun. Bă, aparent am un pistol automat. Ok, să sperăm că o să reușesc să... Mamă, nu. Ok, sper că nu a murit omul ăla. Să sperăm că o să reușesc să ajung măcar cu ocazia asta repar și roata aia spartă. Numai bine se nimerește, sincer. Până la urmă, eu conduc mașina, eu fac ce vreau cu mașina, nu? Aia e riscul meseriei dacă m-a angajat pe mine. Bun, ăla s-o băga singur în stâlp, nu pot să cred. Opa, stai că nu... Nu-mi place când dau de ăștia cu dubele, că ăștia îți dea de pun spike-uri. Au spike-uri în dubele alea. Fițar, duba vieții să-ți fie. Bă, dar nu credeam că sunt un șofer atât de slamă. Să nu fiu în stare să livrez o mașină pentru Yuri, mă. Și vezi că totuși e o mașină bună, nu e orice mașină, adică... Merge, nu se joacă, ar trebui să-mi bag joc de polițai. Ok, vezi că am ajuns aici. Stai să nu vină ăsta. Ok, trebuie să... La bun, l-am rezolvat pe ăla. Și acum să intrăm repede aici. Altă viață sau salea? Uitați-vă numai la al meu Zentorno. Și hai să văd, mă, dacă facem acum treabă sau... Mamă, ăștia au abandonat mașina, m-au pierdut deja. Bine, mă, de data asta îi rezolv eu pe băieți. Nu, mamă, dacă iau un stâlp. Bine, ideea e să nu-mi facă pană, pentru că dacă fac pană, nu prea mai pot să fac mare lucru, din păcate. Hai, băieți, ce faceți? Nu prea vă descurcați, a? Mamă, de nu scap eu de ei până acolo la destinație, că avem ceva de mers, ați văzut și voi. Hai, mă, să vă văd. Ok, deja intrăm pe autostradă și nu mai avem extrem. Bine, avem mult, doar că avem foarte mult drum drept. Chiar este tare curios dacă o să mă prindă și acum. Mamă, încă se trage după mine rău de tot, sper doar să nu-mi facă pană. Știi ce? Să trag și eu după... Hai, mă, că trag și eu după ei. Bă, dar așa, nu mergea să trag. Gata, mă, dar până când? Ia, să lovesc între... Bă, nu cred! Nu cred! Au venit ăștia cu blindatele! Am înțeles, nu-i bine. Dă-te, bă! Ok, m-au prins, efectiv, m-au prins. Mamă, bine că o trecută la bine. Mamă, iar nu mai avem o roată. Nu-i bine deloc că nu mai avem o roată. Bă, știi ce? Ăsta mă cam enervează. Ok, nu știu ce... Mamă, iară blocaj. Ar fi idee să mă uit în față, nu în spate, dar... Ăsta în continuare mă cam încurcă, dacă mă întrebați pe mine. Mamă! Ok, nicio problemă. Bă, dar vin cu blindatele după mine! Ok, nu sunt sta... Mamă. Păi în ritmul ăsta ori ajung cu mașina în flăcări, ori nu mai ajung deloc, frate. Am înțeles, am luat-o pe contrasens, nu ia bun, nu! Doamne, mai îmi intră și NPC-urile în față. Atât am avut de zis, de pe la... Cu ăla de pe contrasens n-am nicio treabă până la urmă, nu? Mamă, dar uitați-vă numai în ce halu a ajuns mașina, bă. Și voi vedeți că ăsta din fața mea merge mai... Jur că n-am văzut că e mașina de poliția aia. Mamă. Eu mă uitam la ăsta că merge mai repede decât mine. Și am omis că mai am și blocat. Mamă, nu-i bine. Nu-i bine, trebuie să omor șoferul în principiu. Că ăla vine după mine, perfect. Mamă, dar sper să pot să și scap de oante după toată treaba asta. Mamă, blocajele nebunele, nu? Mamă, nu cu blindatele. Ok, este că știi, erau afară din mașină, doamne, și o trăgeam după ei. Ok, prea ușor. Mamă, mare blocaj pe pod. Dar de ce m-a dus capul să iau pe pod până la urmă, totuși? Acum că ne gândim un pic. Ok, stai că și... Mamă, cum i-am prins pe ăștia! Bine, mamă, cu dita mai blindată după... Nu cred, nu pot să... Are geam blindat! Nu cred! Mamă, nu pot să-i fac nimic la ăla. Doamne, ajută să nu bubu iarăși. Ok, aici n-am decât să fac asta, din păcate. Bă, frate, dar vine ăla cu blindata la ăla. Chiar n-am ce să-i fac și nici la ăla cu elicopterul.
Am, aolo, două elicoptere am în spate. Nu pot să, să le dobor? Mamă, pot, dar ar fi prea greu. Iar, mamă, mi-a mai făcut pană la o roată? Nu cred, deja am rămas fără două roți. Ăla cu Lambo e în fața mea. Sau e altul, cred că e altul. Ok, ok, iar blocaje. Dar nu ne impacientăm că aici avem tot locul. Mamă, mi-a fost frică să nu fie spike-uri. Sau a fost? Nu, nu a fost. Încă avem două roți întregi, ceea ce nu-i neapărat destul. Mamă, mamă, coyotul în mijlocul drumului. Îmi pare rău, coyotule. Ok, trebuie să am foarte mare grijă și în față în același timp, dar și în spate. Că vine și mă lovește din spate și uite, te pierd controlul. Mamă, dar e mai greu decât pare, vă jur. Vai de viața mea. Bun, 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 bun. Stai că erau și ăștia în față. Bă, da, aolo, nu mai am gloanțe pe arma aia. Nu. Nu cred, nu mai am, nu mai am gloanțe deloc. Mai am doar câteva bombe. Și mai am câteva grenade. N-am decât să folosesc grenadele, dar astea, bubă, e greu. Atunci n-am decât să o arunc în față și să trec și eu așa. Ia, am reușit ceva. Hai, mă. Mamă, cât de greu, bubă, e grenada, dar parcă aveam două bombe. Nu, acu e acu. Mamă. Ok, era să sară tocmai pe mine asta cu... Da, n-ar fi o idee bună să-mi folosesc bomba, dar nu prea am de ales. Trebuie să o folosesc... Mamă, mamă, mamă. Nu. Ok, trebuie să o folosesc aici mai degrabă. Mama, am dat bomba de toată frumusețea. Acolo era bună o grenadă, bă. Mamă, mă întors, nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Mă băga pe off-road, nu, nu pe aici. Ba da, merge și pe aici, merge și pe aici. Ba, sau nu, ba da, fii antenă că merge. Cred, sper, acum, sper că nu mă bagă GPS-ul greșit, ce pot să zic. Ok, o să stau aici un pic pe loc. Mamă, a venit cu elicopterul. Doamne, nu mai am gloanțe. Ok, hai că e limit pe băieți. Bă, da, aia din... Mamă, mi-a să fum din mașină, nu cred. Nu avem pe aici pe aproape, nu avem, bă, e departe spray-ul ăla, destul de departe. Mamă, bă, acum o livrăm, așa o livrăm, ce pot să și zic mai departe, nu? Sunt curios dacă mai reușesc să mai scap de oante după aia. Ok, am pus acolo o grenadă, două grenade. Hai, mă, bubuie! Nu cred! Ok, efectiv nu mai am cu ce să trag, mai am stun gun-ul care nu mă va ajuta. Eventual mai să scap de ei. Oficial am ajuns. Nu cred că e blocat. E blocat aici. Doamne, reușim să ne strecurăm. Bun, am adus mașina și trebuie să mergem să vorbim cu clientul. Nu! Mamă, 15 mașini de poliție. Bine, mă. După cum vedeți acolo sus în dreapta, 40.000 de dolari. Și gata, m-a lăsat în pace. Păi gata, am livrat mașina, nu mai e mașina mea. Îmi pare rău, domnii polițai. Hai că îmi pare rău dacă e. Luați de aici, băieții. Luați de aici până nu mai puteți. Ia să vă văd eu acum, mamă. Deci oficial am livrat mașina. Mamă, mamă, și am rezolvat și pe ăștia. Nu o să vă văd eu acum, mamă, na. Uite, le-am furat, le fur și lor mașina. Și aia, na. M-am făcut și cu mașină de poliție. Fiți antenă că scap și de wanted. Gata, am livrat și mașina, nu mai am nici wanted. Mamă, eu acum văd tractorul ăla numai. Doamne. Și am ciordit și o mașină de poliție. Deci, putem spune că ziua asta a fost destul de productivă până la urmă, nu? Ia vedeți că am ajuns înapoi aici în port. O să-i las lui Yuri mașina de poliție, că probabil o să aibă nevoie de ea la un moment dat. Ok, nu mai am nevoie de arme, să nu mai vadă garda din nou. Ba, am zis, nu mai am nevoie de arme, bun. Pentru că acum mă urc în Lamborghini-ul meu mirobolant și mă duc înapoi către casă și nu trebuie să știe nimeni ce se întâmplă. O zi destul de grea, dar până la urmă eu zic că mi-am făcut treaba, nu? Am livrat mașina, asta e tot ce contează, atâta timp cât mi-am luat banii. Oh, Doamne, prioritatea! Atâta timp cât mi-am luat banii, înseamnă că am făcut treaba bună, nu? Bun, hai să ne punem și noi mașina înapoi în garaj, o punem cu fața, că n-are sens să ne mai bate în capul. Și oficial putem să ne întoarcem la familia noastră, uite, your dad's back. Bă, aulu, stai un pic, stai un pic, am niște urme de sânge, trebuie să mă spăl un pic. Gata, am dat cu o cârpă, sunt curat ca lacrima. Și mergem noi frumos în casă, la familia noastră. Sper că v-a plăcut episodul, uite-mă-s la masă. A, uite, la un laptop, la o cafeluță, bun, mă pun și aici. Sper că v-a plăcut episodul, nu uitați de un Ligian și noi ne revedem data aviatoare și pa, pa!